Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim de câteva treburi, puține în luna octombrie, dar eficiente. Înainte de a începe, vreau să vă reamintesc să nu uitați să lăsați un like la acest video, pentru ca informația să ajungă și la alte persoane care au nevoie, iar dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a nu pierde noile videoclipuri ce vor urma. Florile și partenerii lor. Se scot plantele anuale din straturi și jardiniere și se adaugă la compost. Nu se tun toate plantele perene, deoarece resturile vegetale pot fi un bun adăpost pentru iarnă și hrană pentru păsări, iar lăstarii împodobiți de chiciură sunt o adevărată comoară. Și speciile de iarbă sunt foarte aspectoase iarna. Apa înghețată de sub iarba tăiată poate provoca mari daune. Trandafirii se mușuroiesc, iar spre sfârșitul lunii se protejează cu vreascuri. Acum, după căderea frunzelor, se pot planta arbori și arbuști, trandafiri, plante din grădină de piatră, plante anuale și bienale care înfloresc primăvară. Lăstarii plantelor, fără balot de pământ, rădăcini libere, se scurtează puternic, iar plantele lemnoase se udă din abundență. După primul îngheț, se scot tuberculii de dalii și se depozitează în locuri răcoroase și uscate. Tuberobulbii, gladiolelor, canaiei și ai begonilor se adună și se depozitează în lădițe cu nisip pentru a împiedica putrezire. Să nu uităm de etichete sau alte semne distinctive. Se adună și plantele la ghiveci, cele mai rezistente, precum leandru, putând fi lăsate în aer liber o perioadă mai îndelungată. Astfel se călesc și au o rezistență mai mare pe perioada iernii. În zilele mai reci se protejează cu folie. Se pregătesc jardinierele pentru balcon. Iată, crizantemele, erica, diferite specii de iarbă, arbuștii mai mici și coniferele pitice sunt potrivite în acest scop. Numeroase specii de crizanteme sunt distruse de înghețurile timpurii, de aceea se recomandă protejarea lor cu folie pe timpul nopții. Gazonul se tunde și el pentru ultima dată înainte de intrarea în perioada de repaus. Se așterne compostul pe jumătate descompus pe straturi și la baza arborilor. Se curăță iazul din grădină, se îndepărtează resturile de plante ofilite și frunzele uscate. Frunzele rămase sub arbori și arbuști constituie un bun adăpost pentru viețuitoarele mici, vaca Domnului, de exemplu, și sunt potrivite pentru mulcire. Se golesc din timp toate instalațiile de apă. Nici furtunul din grădină nu se lasă afară, deoarece dacă îngheață devine foarte rigid și crapă. Legumele și plantele aromatice, se pregătește solul pentru anul următor. Se face o mobilizare a solului cu hârlețul sau cu sapa, ori cu motosapa, iar bulgării mari, duri, îi va prelucra frigul iernii până în primăvară într-un pământ granulos. Plantele destinate îngrășământului verde se lasă în straturi, deoarece rădăcinile acestora îmbunătățesc și corectează structura solului. Conținutul mare în azot al solului cultivat cu păstăioase constituie un substrat bun de cultură pentru toate speciile, cu excepția celor din aceeași familie. Se împrăștie compostul și îngrășămintele dacă lucrarea nu a avut loc în luna septembrie pe suprafețele unde se vor cultiva legume cu cerințe mari față de substanțele nutritive. Compostul trebuie să fie semidescompus. Salata se acoperă cu folii protectoare, agril și altele. Se mai poate planta arpagicul pentru ceapă verde. Și începe și recoltarea. Și se recoltează varza, varza chinezească, morcovii, ridichiile, andivele, vărzoasele, feniculul de Florența și chimenul dulce. Este momentul despărțirii tufelor și plantării reventului. Tufele de 8 ani trebuie despărțite. Este o regulă de bază. Legumele sensibile ce nu sunt pregătite pentru recoltare se protejează, cum ar fi varza, conopida, prazul și sfecla pentru pețioli și frunze rezistente la temperaturi scăzute. Să vorbim puțin și despre livadă. Ei bine, se culeg merele, perele, nucile și speciile de mur cu coacere târzie. Se asigură un loc potrivit pentru depozitare sau prelucrare. Se adună fructele putrezite, dar nu se adaugă la compost. Este momentul plantării arbuștilor cu fructul de tip bacă. Se scurtează lăstarii murului, resturile se lasă sub arbuști, fiindcă oferă protecție împotriva înghețurilor. Protecția plantelor. În luna octombrie se fixează inelele cu clei ca protecție împotriva cotarului brun al pomilor, Enasis defoliaria. Femela acestui dăunător nu are aripi, de aceea se ascunde în coroana pomilor, între trunchi și posibilor tutori. Din aceste motive, inelul cu clei se așează atât pe trunchi cât și pe tutori. În perioada octombrie-martie, insectele folositoare nu se lipesc de inelele cu clei, de aceea inelele nu sunt un pericol pentru aceste ajutătoare. Unii așează inelele cu clei în mijlocul verii ca protecție împotriva furnicilor, dar în acest mod sunt afectate și insectele folositoare. Trunchiul pomilor se curăță și se văruiesc, pentru ca razele soarelui să nu producă crăpături pe scoarță. Cu această ocazie se stârpesc și dăunătorii. Protecție împotriva șobolanilor este foarte importantă. În grădinile expuse, plantările se fac în coșuri cu grilaj, iar solul de la bază nu se mulcește. Odată cu venirea toamnei, foioasele ne desfată cu o splendoare de culori: auriu, galben, roșu. Această perioadă este numită vara babelor sau, mai nou, vara indienilor. Culorile minunate ne desfată privirile chiar în propria grădină. De ce schimbă frunzele culoarea? Ei bine, schimbarea culorii este doar semnul vizibil al capacității perfecte de refolosire și regenerare a naturii. Arborii extrag toate substanțele nutritive din frunze și le înmagazinează în rădăcini. Astfel, în primăvara următoare, vor avea destulă energie pentru a porni în vegetație. Culoarea de bază a frunzelor, verdele, clorofila, dispare. Aurul grădinăritului biologic lăsat pe loc. De multe ori, la vederea frunzelor căzute, apelăm la greblă, dar mai bine să ne gândim cum putem valorifica aceste frunze. Aurul grădinăritului biologic fiind o binecuvântare în grădină. Este bine să nu le adunăm. Putem să le lăsăm sub arbori și arbuști, acolo unde insectele folositoare își vor găsi cu siguranță adăpost la venirea iernii. Folosirea aspiratoarelor pentru frunze este păgubitoare, deoarece aceasta aspiră odată cu frunzele și insectele folositoare. Adeseori, vântul împrăștie frunzele lăsate sub arbori. Un strat de compost sau mulci din scoarță presărat peste ele va rezolva și această problemă cu siguranță. În acest fel, se formează humus de bună calitate, iar insectele folositoare își vor găsi un adăpost pentru iarnă, de exemplu, carabida, care este un devorator de melci, dar și mamifere mici, precum ariciul, în cazul în care frunzele sunt adunate în cantități mai mari. Se curăță doar gazonul. De pe suprafața gazonului se îndepărtează frunzele căzute, deoarece iarba nu se aerisește și putrezește. Frunzișul adunat nu se aruncă, ci poate fi dus la compostare, unde în câteva luni se transformă din nou în humus. Prin adăugarea făinii de oase, care ridică nivelul azotului și calciului, odată cu alte resturi se poate grăbi procesul de compostare. Castanul și nucul, frunziși cu probleme, niciun grădinar nu are voie să ignore prevenirea. Prin apariția și răspândirea molii miniere, frunzișul castanului se duce la groapa cu gunoi sau se arde. Nu se folosește la compostare. În acest fel se împiedică procesul de iernare al larvelor. Datorită conținutului mare de taninuri, frunzele nucului se descompun greu, dar nu sunt fitotoxice. În cantități mici se pot adăuga la compost, dar în cazul unor cantități mari este bine să se utilizeze un alt recipient pentru compostarea lor. Frunzele de nuc se descompun într-o perioadă mai mare de timp, dar humusul rezultat este excelent deoarece împiedică dezvoltarea buruienilor. Compostul de frunze este ideal pentru rododendron, azalee și afin. Am să vă dau și câteva generalități. Să lăsăm râmele să-și facă treaba. Ce facem dacă plantele nu se dezvoltă? Ei bine, râmele trebuie lăsate să muncească, deoarece îmbunătățesc calitatea solului. Solul se fertilizează cu compost și se acoperă cu materiale organice, iar în acest fel se favorizează activitatea acestor vietăți, iar plantele vor avea parte de o dezvoltare armonioasă. Pregătirea balconului pentru primăvară. Când se plantează bulbi în jardiniere, ei bine, acum este momentul plantării bulbilor în jardiniere de pe terasă sau din balcon. Peste iarnă, acestea se pot decora cu crenguțe veșnic verzi. Plantarea trandafirilor. Bine, dacă trandafirii se plantează primăvara. Și mai bine, dacă trandafirii se plantează toamna. Se pot achiziționa trandafiri la ghiveci, de mărime universală sau cu rădăcini libere. Cei din urmă sunt mai ieftini și se transportă mult mai ușor. Se așează pentru o noapte la umectat, pentru a se hidrata, după care se fasonează rădăcinile și se plantează în condiții corespunzătoare. Se acoperă cu un amestec de pământ de grădină, compost și făină de oase. Grăbirea procesului de compostare a frunzelor, unde se depozitează frunzișul. În cazul în care groapa de compost este plină, ei bine, frunzele se depozitează la umbră într-un sac găurit, care se udă din când în când. După 6 luni, compostul este gata descompus. Dovleacul de copt agrează căldura. Bine, dacă dovleacul se depozitează toamna, dar odată cu trecerea timpului, acesta se strică. Și mai bine, dacă se lasă pentru maturare la temperatura camerei, formează o coajă solidă. Se depozitează în spații călduroase, iar în acest fel se păstrează multe luni la rând. Se poate păstra de-a lungul iernii în stare proaspătă și a se consuma oricând. Lucrările de tăiere se aplică cu regularitate. Întreținerea unei grădini este imposibilă fără cuțit și foarfecă de grădinărit. Știm cu toții asta. Este important ca aceste unelte să fie întreținute, lamele să fie ascuțite, să se manevreze cu ușurință. Cuțitul de altoit este unealta de bază folosită la altoirea trandafirilor și pomilor fructiferi, dar lama ascuțită se mai folosește și la alte lucrări de tăiere. Farfeca obișnuită este folosită la tăierea florilor, la recoltarea fructelor și a legumelor. Trebuie să fie tot timpul la îndemână. Foarfeca de tuns oile este foarte utilă, dar mai greu de găsit. Se poate utiliza la tunsul arbuștilor pitici și la ajustarea marginilor gazonului. Dintre foarfecele de grădinărit, modelul clasic cu 2 tăișuri este foarte practic. Cam atât am avut să vă spun și despre lucrările din luna octombrie. Nu uitați să lăsați un like la acest video pentru a fi recomandat și altor persoane, iar dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc spor la treabă. La revedere!